La începutul ședinței vedeți verbala ședinței anterioare, dacă aveți ceva obiecțiuni sau sunt probleme? Nu. Cu un avort. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Aseu, județul Bacău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a suprafeței de 491 metri pătrați teren intravilan în satul Aseu, Comuna Aseu. Inițiator primarul. Vă iertați. Alo! Hai, bine. Bine, hai, rapid. Așa. Proiect de hotărâre privind completarea anexei numărul 2, punctul 2, alte activități incluse prestări servicii la hotărârea Consiliului Local numărul 91 din 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019, inițiator primarul. Probleme diverse, modificări la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distribuire a apei potabile pentru Comuna Aseu, pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Aseu. Și la 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Da. Dacă sunt alte propuneri, să punem la ordinea de zi. Să punem la vot. Potrivă? Da. Abține? Nimic. Primul proiect, domnule. Primul proiect. Bănuiesc că le-a studiat. E vorba de activitatea privind atribuirea denumirii și delimitarea arterelor de circulație, a străzilor și aleilor din satele componente ale Comunii Aseu, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul proiect. Se aprobă nomenclatorul, conform anexelor ce face parte din prezenta hotărâre. Prezenta va fi dusă la îndeplinire primarul Comunii Aseu și compartimentul urbanist și amenajarea teritoriului și cadastrul. Prezenta hotărâre, după ce se aprobă, prin grija secretarului comunii, va fi înaintată instituții prefectului, primarului comunii, compartimentului de urbanism și cadastru. Dumneavoastră l-ați studiat, el e mai lungușor pe fiecare sat în parte, s-a lucrat mai, în timp mai îndelungat, trimis la prefectură pentru avizare, la comisia de... E o comisie specială pentru prefect care studiază și dă aviz favorabil la asemenea nomenclator al străzilor. Ne-l-a întors înapoi, l-am mai completat după cum ne-a spus și a ajuns în forma în care ați studiat-o în ședința de comisie. Dacă sunt... Comisie de specialitate? Supunem la vot. Toate comisiile. Nu? Da. Supunem la vot. Și repet. Potriva acțiunii? Comisia. Nu mai aviz pe ea? Cu modificare. Modificarea nu trebuie să o spun. Are domnul Bobei cu modificare și nu vrea să spun. Comisie. Domnul Bobei de la comisie. Comisia a avizat, da, există două obiecții vis-a-vis de denumirile la două străzi în satul Aseu, respectiv
strada principală de la pod Luca Său până la pod Roșu a rămas cu aceeași denumire, deși atunci când s-a discutat la școală, înainte de a fi afișat în transparență decizională, s-a propus ca această stradă să aibă o altă denumire, pentru că s-a ridicat problema că străzile în principal sunt de două categorii, străzi principale și secundare. Să nu confundăm strada principală aceasta ca și cum ar fi singura stradă principală din o comună, principală în satul Asău. Și s-a propus o altă denumire, domnul Motei, că se ridica problema având în vedere prin Monumentul Eroilor aici, în față, și să zicem strada Eroilor. Tot atunci s-a ridicat problema ca strada care pleacă de la podul Casău până la strada Ciocârliei, respectiv partea Romilor, se poartă denumirea de strada Romilor. Dați-mi voie să vă spun. Nu văd de ce nu. Amintiți-vă că domnul senator Voicu, președintele Partidului Romilor, a zis că schimbă denumirea partidului din Partidul Romilor în Partidul Țiganilor, că ei nu sunt romii, sunt țigani. Așa a zis dumneavoastră, dacă dumneavoastră a zis... Dar sunt și români, jumate, români, jumate. Și atunci dacă strada aceasta principală trece doar prin fața Monumentului Eroilor. Și partea aia de sus nu îi mai reprezintă. Dar nu-i mai reprezintă de mine atunci în părere. Nu. Deci eu vă spun obiecții care s-au făcut. Atunci s-a discutat, înainte de afișarea proiectului pe transparență decizională, s-au făcut aceste două propuneri. Eu fac datoria și eu îmi repun în discuție acum și domnul Botec a ridicat această problemă. Ca strada principală se poartă denumirea strada Eroilor și strada Prieteniei se poartă denumirea de strada Romilor. Dar Romilor... Dacă domnul Botec nu are șoate... Nu avem treabă cu asta, nu sunt șoate nici doamnă, sunt români. Nu avem treabă cu asta, în transparență decizională la școală. La urmă, așa s-au hotărât, nu strada Prieteniei Romilor, așa au rămas în transparență după discuții. Doamne, ce-au avizat Comisia de Județean, a zis ceva de treaba asta? Ne întoarce de fiecare dată, la cât de nu. La Comisia de Atribuire, domnul Munteanu, au primit aceste tabele, care sunt aici. Cu principală, cu prietenie, astea le-au primit. Cu oarea care au fost afișate în transparență. Și clar că nu am nicio obiecție vis-a-vis de asta. Deși dacă stăm și ne gândim bine la prima respingere a proiectului trimis, mi s-a recomandat să dăm mai multe denumiri. Scriitori, poeți, bine, nu de-ai noștri din comună, că nu avem așa de mult scriitori și poeți din comună, dar oameni de valoare națională și să dăm mai multe denumiri genul ăsta. Poate că acum s-a dat avizul chiar dacă nu o singură stradă poartă numele de un preangă, Iar următoarea de strada Prietenii, strada Romilor. Aia au fost hotărât odată. A fost, dar nu mai era. Putem să o votăm ca să nu mai facem referire la aia. Dar au fost în cazul așa de Rămâne prietenie, că sunt următorul. Supuneți că de-a întregul.
Proiectul în întregime. Proiectul în întregime. Cine-i chiar? Am bătut mai tine. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a suprafeței de 491 de metri teren intravilan în satul Asău, comuna Asău, carte funciară 60.046. E vorba de terenul din spatele clubului. V-ați uitat? Poți să-mi scoți închirie la două ședințe. Nu? Și știu că a venit Ionuț și așa au pus problema, vrea să le închirieze. Procedura e aceeași, închiriere sau concesionare, cu cod administrativ e aceeași procedura. Și ca teme, și ca teme, și ca... La fel, studiul de oportunitate, este un articol în cod administrativ, unde spune că toate ceea ce... Și atunci de ce a rămas închirie? Vrea să construiască și nu se poate ah, păi dar cum adică, ori e aceeași, ori nu e aceeași? Nu e aceeași. Procedura administrativă. Procedura administrativă. Procedura administrativă. Concesionare poate construi, vincerie nu poate construi. Că asta a fost discuția cu două ședințe. Ionuț a zis că vrea închirie. De ce nu poate să rămână închirie? Că nu poate să construiască, nu înțeleg. Bun. Adică dacă tot se filmează pentru dumneavoastră și publicul... Era bătat pe și Ionuț, că nu mi-a spus că vorba de Ionuț Mergoșteu, care a adus un plan de afaceri la domnul inginer care se ocupă de documentație. E vorba de terenul din spatele clubului. Da. Adică în ideea că a luat parte din clubul în scenă și ce mai era o bucată din sală și o amenajează să fac un magazin de materiale de construcție, electrice, electrocasnice, așa, vrând să se lărgească și pentru a avea intrare cu mașinile cu spatele din zona aia acolo și că bănuiesc că își face și un depozit de materiale de construcție, înțeles, așa. Cam asta e cerința, bă, ca să știe și lumea, să știe și care e terenul, da, să-și facă o idee generală. Pe ideea că n-am reușit să luăm clubul și l-o închiriat și a făcut unități comerciale acolo închiriate, acum rămâne Consiliul, dacă consider că e oportun, să analizeze. Da. Și primăria consideră că nu este nota de fundamentare, consideră că e necesar venitul, cât perioada, dacă, având în vedere și raportul ISU, care ne interzicea să mai țineți utilajul în fața primăriei, pe viitor, primăria unde să-și facă un parc auto? Dumneavoastră, primăria considerați că e necesar să-l dați pe perioada atât de mare, când înțeleg că acolo se fac construcții, omul își face un plan de afaceri, nu poți să-l fac la rând un an de zile. Dumneavoastră vi s-a prezentat situația, omul de... Da, dar nu există o notă de fundamentare. Tot să fie. Domnul primar, da, deci, proiectul de hotărâre, din punctul meu de vedere, și cred că o să mă acord, da, colegii, nu respectă o procedură anume. Deci, articolul 1 spune, se aprobă inițierea procedurii concesionare prin elaborarea studiului de oportunitate. Nu am văzut studiul de oportunitate. Domnule, acum e vorba, doamne. Stați un pic, domnul primar. Da. Am discutat cu doamna. Adică am născut pe fel că azi, că le-a merut și noi luăm o decizie de inițiere acestei proceduri în baza studiului de oportunitate întocmit de către compartimentul de specialitate din primărie. Eu așa văd lucrul. Ne-a fost studiul noi pe ce bază? Pe ce bază? Eu să iau doar pe faptul că, și acum vorbind strict de articolul 1, înseamnă că astăzi inițiem procedura. Luna viitoare vom primi proiectul de hotărâre cu studiu de oportunitate și tocmai luna viitoare sau peste încă două luni vom primi caietul de sarcini, documentația de atribuiri, raportul de evaluare ca să stabilim așa. Luna viitoare se va numi comisia. Așa, și o să fim, îl lungim boala asta până în martie. De aia spun că eu cred că la acest proiect de hotărâre de astăzi trebuie studiu de oportunitate și atunci noi, în baza studiului de oportunitate a compartimentului de specialitate din primărie, am o decizie. În cunoștință de cauză, ce spuneam, da, au ba. Ori acum, dacă eu spun, da, sunt de acord și nu fac studiu de oportunitate, o să data viitoare când vine studiul de oportunitate și primăria zice, nu.
ne mai gândim că noi acolo vrem să facem. Sigur, acolo o facem pentru un an. Deci aici e mare problemă. Dacă zice se aprobă inițierea procedurii de concesionare, asta nu cuprinde și studiul de... Păi mă rând, mai ce termina straza. Așa, suprafeței de comuna său, prin elaborarea. Ce va fi supus? Ce va fi supus? Păi vedeți? Ce va fi supus? Noi am întrebat de ce nu a fost supus și studiul. Dar, dar acum nu e vorba de a lua în discuții. Continuăm. Acțiunea să nu o continuăm. Și domnule, aici e gata. Noi dăm acum. Și atunci dăm acum aviz pe baza ce, domn primar? Și pornește studiul și când a faci studiul nu mai convins. Faci să faci zona aia să-și considerați că vă trebuie pentru nu știu ce, poate pentru 2-3 ani. Am spus ce-a gândit Cristi Lascăr, pentru că sunt discuții contradictorii, unii da, unii nu. Vrea să vă arăt dacă, adevăr, faceți o oportunitate sau nu. Adică dacă există un lucru, asta ne putea întreba individual de fiecare. Băi, oameni, mă apuc de studiu să de oportunitate să fac, ca așa cum ar fi o mare bărbat. Eu venit, dar eu cer doi chirieri. Nu, asta o cer. Nu, păi da, pe proiectul de hotărâre de clapa. Pentru concesiune, de asta inițierea procedurii de concesionare. Deci el îi se dă pentru să vină după aceea foarte ce va fi luată. Ca să deliberezi, să-ți dai o părere, să analizezi un document care nu are așa. Inițierea procedurii. În primul rând, primăria trebuie să el să știe dacă poate să-și trebuie. Primăria e cea care știe dacă se poate lipsi de suprafață respectivă sau nu. Și după aia vine fața Consiliului. Eu văd scris aici proiect de hotărâre, deci, atâta vreme cât scrie inițierea procedurii de concesionare. Și el, pentru început, vrea să știe dacă poate să-și demareze toate actele. Dar nu demarează el! Nu demarează el nimic! Să-ți vine tu ca ai de sace, să-ți vine cu absolut aici de sarcină îl face primăria după ce Consiliul Local, în baza raportului de ăsta de studiu de oportunitate, ai avizul. Atât. Deci asta e ordinea firească a lucrurilor. Pune-mi iarăși voi înaintea cap. Ce să fac? Problema cu discutați-mă un piculeț și cu domnul Vici, când m-am întrebat, ne-am întâlnit și întrebați ce părere am, apropo de terenul respectiv, care am putea fi folosit ca parc auto. Am zis, doamne, Domnul, dar vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Terenul ăla poate fi folosit, nu parc auto, doar distracție. Copii, cu asta e problema. Că îi dăm omului să facă, eu din punctul meu de vedere, m-am discutat în contradictoriu cu domnul Marian. Și am spus, din punctul meu de vedere, încurajăm asemenea oameni. Dar haideți să facem un primăria să ai cu documentul care s-a dat. Dacă facem lucrurile corect, atunci nu ne poate nimeni spune că nu... A venit Cristi Lascăr, acum ne mai completează și el ce are. Adică noi trebuie să vedem că primăria ne aduce un document care spune că se poate lipsi pe perioadă de cât timp de acel teren. Dacă vis-a-vis de primărie se poate lipsi pentru 10-15 de ani de terenul respectiv, primăria se poate, că azi primarul e, mâine nu e. Dar administrația actuală dacă, sau viitoare, dacă are un interes cu acel teren, cum ne-a spus ISU, să ne mutăm doar pe auto, poate mai apare Vitanșul, poate mai apare un dilaș, cum vine mai ține? Aici e vorba. Dacă îi dai în 5 de ani cu documentația sau nu trebuie. Dacă. Domnule, te întreb unde ții utilașele pe viitor. Avem o adresă. Sunteți de acord sau nu? Și dacă după studiul ăla noi nu mai suntem de acord cu noi, nu-i place. Păi stați-o alea pe domnule. Nu implică numai studiul de oportunitate. Trebuie să facem și studiul, cum ai de stat și oportunitatea te primi, să cheltuim niște bani să facem o raport. Nu mai mulțumesc. Studiul de oportunitate, eu după mine e necesar că vrei să faci un obiectiv al statului, o școală, o cămină, o sală de sport. Dacă domnul vrea să-și facă o afacere a lui. Și de ce n-a spus toate motivațiile acolo în studiul ăla, după care noi zice, da, dacă primăria a considerat, ăla ai venit, doar să tot ce îți spun în studiu. Și noi zice, dacă primăria zice, da, ok, vedem ce spune Consiliul. Noi după ce ne facem o idee că primăria aia nu interesează, voi nu aveți un punct de vedere administrația actuală?
Doamne, au făcut omul o solicitare? Mai în prima fază spune că sunteți de acord. Inițierea procedurii. Domnule, dar eu sunt prima frază. Păi și atunci, domnul doctor, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu mai spunem chestia aia, dar pentru studiul. Nu mai spunem pentru elaborarea studiului. Nu, doar inițierea procedurii. Adică ce facem? Ne înțelimbăm? Doar inițierea procedurii. Hai să facem pentru inițierea procedurii. Doar inițierea procedurii. După aceea, vreau să vă ocupați de studiul, de oportunitate și tot ce înseamnă. Atât. Sunteți să pune la vot pentru inițierea procedurii? Când am modificat proiectul, nu am fel. Și ăsta e un proiect care îi portă medisii și sună până la rău, în fel. Dacă se dorește, aici scrie ulterior, vor fi elaborate pentru desfacere. Bă, citești de toate, nu că ai desfacere. Fără prin elaborarea studiului. Se apune inițierea procedurii. Ai citit de toate, nu că ai desfacere. Asta, prin elaborarea studiului. Și nu e elaborare. Păi și dacă eu sunt... Asta și vede prin inițierea procedurii. Păi nu, e ulterior vor fi elaborate studiul de oportunitate care de domnul președinte, pot să vă spun o chestie. Asta e juristul comunic când a tocmit acest proiect. Tocmai asta a fost ideea. După acel studiu, noi ne facem o idee, domnule. Să inițiem. Ce inițiere? De inițiere. Juristul de ce a pus? Doamna secretară, de ce a spus aceea? Că în baza la acest studiu, noi, Consiliul Local, ne facem o idee. Nu e normal asta. Nu de asta a spus un proiect. Da. Pentru că așa nu cere legea. Hai să vedem tot du-te, domnule, că ăla e pentru altă desigură. Păi și atunci, de ce să dăm 7 hotărâri pentru hotărâri? Da. 7 hotărâri pentru hotărâri. Domnule, ca să te apuri de-o treabă, nu trebuie stabilele la început. Domnule, avem din greu să dăm, când facem moară, când exact. Facem teren de fotbal, și de face, pentru că în condițiile în care face o școală, cum v-am zis, o sală de sport, dar un studiu de oportunitate, e nevoie de sala aia de sport, dar așa, eu ca primar de un să știu că e nevoie de un depozit la magazinul lui Popescu din deal. Inițierea modificare respectivă unde nu am fost prezentat studiul de oportunitate și toate. Da. Hai să fim la vot pentru inițiere. Deci pentru inițiere. Pentru inițiere. Hai să punem la vot. Doar pentru inițiere. Și noi ce o aici vedem. Și noi o aici vedem. 2, 4, 6, 10. Și aici. Și împotriva? Nu, și-a jucat. Abținere și... Sunt la subiectul domnului, da? Abținere. Moști cu 3. Moști cu 3. Moști cu 3. Moști cu 3. Da, da, da. Așa sunt pentru ce? 3, 14 aici. Păi da. Care nu votat? Dar ce nimic? Nu trebuie să la un moment dat. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cine? Să nu Ia trai cu matare, ce-ai votat? Ce-ai votat? Pentru? Înseamnă că 12 pentru inițiere și 3 în capție. 3 în care ne-au votat. Gata, s-au rezolvat. Și domnul primar e împotrivă. Dar eu n-am. Domnul primar. Da. Emil, ai votat pentru inițiere, nu? Da, să n-au votat. E vorba din taxa la autocamion, s-a făcut o anticalculație.
Așa, se aprobă valoarea de 2,20 în mostel apă. E bun, 3 ani, exact. Da. E vorba de închiriat autocamion. V-ați văzut, de 6 lei de euro. 60 de lei de oră și 2 lei de... Așa, 65 de lei pe oră și 2,1 lei kilometru. Fără de vei, e o aberație, nu are sens, nu știu cum a putut să ajungă acolo. Toate, tot transportul se... la gondola astea, lei pe oră. El sapă, nu merge, nu are o viteză de deplasare foarte mare. În transportul se ia fie la tonă, la ceva, la materialul care transportă, fie la kilometru. Cum iei 65 de lei la oră și în același timp iei 100 de kilometru. Marian, nu vei 100 de kilometru. La noi 5 kilometri, unde știu ce v-a spus? La kilometru... Dom'le, dacă merge 5 kilometri, înseamnă că atât au consumat carburant pentru 5 kilometri. Dacă merge 20... Păi 5 kilometri mai face într-o zi. Marian, nu-i face într-o zi, v-a spus, dacă merge... Dacă tu închiriezi ca să pleci de mine de Buciobă, nu știu, stăpă să mă lăgă de stiva de mine până tachiul... Păi, dar de ce nu spuneți staționare, de oră de staționare? Păi, aia ce e? Unde scrie? Ce că are? Aia v-ați presupus voi, că tot aia acolo. Păi, că în cazul ăsta cum taxezi, îl taxezi și la tonă și la kilometri. La kilometri și la ore. Ore, da. E 2 lei de kilometri. Da, dar stă ore staționată. E ora, asta ți-a de ora. Exact, e vorba de ore de staționare. Pentru că are tahograf, are diagram, are tot ce-i trebuie și se vede că o sta la dispoziția ta 3 ori. Așa era, așa era tractor. Da. Păi da, tractor, dar ăsta nu-i tractor, care avea o funcție de plasare mai mare. Și era 2 ori. Și a rămas pe tractor, uitați-vă că aia e vasculată. Și ea înseamnă că nu am tractor, nu este cuvântul care întotdeauna am cuvântul. La staționare, dacă ai o oră, băi, dacă stai 5 ore, plătești 5 ore. Exact! Ai ținut mașina blocată și plătești 5 ore. Staționare. Tu te duci până în Biciogărușul. Da, plătești la oră. 5 km. Corect. Cum la oră? Plătești kilometru. Plătești numai că sunt 30 km. Ai 2 ore. Mașina stă blocată, mă întâlnit. Și ei 4 ore. Păi aia este. E lor bani la oră. E lor 65 de ore. Și dacă se duce până la Miercurea Ciuc, păi faci numai o oră, ce e? E kilometru. Păi și nu trebuie să ai bilet și kilometru. Păi dar o oră și kilometru, sigur. Da, dar o oră este staționară, este verificată. O oră, dar te sigurezi, mă, ce faci în oră aceea? Dacă faci o oră până la Petrosul mergând, faci o oră până la Petrosul mergând, tu iei și ora și iei și pe kilometru. Care-i logica? Dacă ai ținut-o la dispoziția ta, ai grăbat lemnul și vrei să le încarci, da, atunci ai ținut-o la dispoziția ta 2 ori și plătești cele 2 ori. Dacă ți-ai acum materialul pregătit, nu mai plătești ori staționare și plătești, pune, rezolvă pe kilometru. Dacă vreți, lăsați-o așa, e treaba cu cine o vreau. Eu am zis un punct de vedere, dacă vreți, oră staționare și costă. Pentru că dacă nu se lămuresc foarte clar, atunci se interpretează oricum ar vrea și omul că vine nu știe ce trebuie să plătească. Deci eu știu tarif ori kilometru, nu știu altfel de tarif. Doamna Anuța, și oare că la tasa ai avut o camion, a spus 2 lei și 10 bani kilometru. Da. Dar eu știu că la tractor era 20 de lei sau 22 ora de staționare. Nu, era una este ora de transport și alta. Ia tractorul. Poftim? 1 km, după 1 km și o ora ora poate de staționare, poate să stea fără să mă meargă motorul. Deci dacă el plătește ca ori, indiferent ce face, că cardul, că descardul, că stă, este problema lui. Ora aia nu e așa, e ora aia plus de plasare. Da, e de plasare. Poți să faci când merge, că stă motorul, că ea stă la încarcat. Dar scrie Uite un exemplu. La
dacă mașina are macaras, dacă mașina pleacă, este angajată până la Ciobănuș, 10 km, să zic, dus. Stă o jumătate de oră acolo să o încarce și revine la primărie alt 10 km. El ce plătește? Toate astea, stai un pic, toată asta înseamnă o oră. Deci plătește aia 20 de km, dus întors. Plus? Deci plus o oră. Dar unde ați luat, domnule? În momentul în care am plecat din primărie, el plătește că staționat merge. Dacă merge, ieși și kilometri. De ce a zis clar? Din momentul în care a plecat de la primărie, se pune la ora 10:30 a plecat. Revine la ora 1, plătește 2 ore jumate plus la kilometraj, 10 km sau fără. Dar ieșiți mai scump decât o cisternă cu motorină și benzină. N-are sisteme de încărcare. N-are sisteme de încărcare, nu are macaraj, nu are nimic. De ce nu s-o cotit? O cisternă inflamabilă are cel mai mare preț. Transportă în chirosen, ce transportă? Faceți o socoteală și vedeți că ieșiți la 7-8 lei mai mult decât litru de motorină. Cum vrei să iei omului taxe pe basculare? Ce dracu s-o cotim? După care normativ o luat? Faceți-o cum vreți din partea mea, că are scopiat timpul, s-a făcut un copii pe undeva, de la un tractor. Nu, l-a luat după... Dacă era macar autoforestieră, domn primar, de acord, aia stă staționat de aia. Un deal cu apa, cu care sapă apa la Ciobănuș, el închirează camionul, tot așa, cu 60... Puneți-o cum vreți, că aici e tătui. Treaba e că e scump. Păi normal că depășești 230 de lei, împărțiți 130 de lei la kilometri aia 20 și vedeți cât iese pe kilometru. Că iese dublu prețul de motorină și neadorel, știi că ai mașină. E normal? Păi uitați că aici este o notă de fundamentare care spune aici ce consum la oră de motorină, cât e salariul, cât e cota de amortizare. Mai uitați, aici nu faci. Puneți-i domnilor așa, asigurare e. Păi dacă faci 10 km, ia consumul pentru 10 km. Pentru 10, dacă te duci cu atât. Acela plătesc pe staționare dacă îi pui eventual. Îi ții mașina la dispoziție. Dar scrie punctual pe staționare. Și chiar și așa depășești mult prețul pieței. N-are omul la ce mai vine la primărie să o mai închirieze. Păi și așa o închirieze. Dă-mi exemplu care l-am luat Bârzan, da? Ai 2 ore, 65 de lei, 130 de lei. Iau parcurs 10 km. Împărțiți 130 de lei la 10, la 20 de km, vedeți că mai ai 6 lei și cu 2 lei ajungi la 8 lei pe kilometru. Ce transport să faci cu 8 lei? Nici extern. Făceai cu 90 de cenți, cu cât făceai și acum se face transport în Germania. Păi noi luăm 2 euro. Domnule, închirierea se face în condiții în care primăria nu are treabă cu ea. Sigur că da. Dar nici nu se iei închirierea de sub. Ei 9 lei pe kilometru că stă... Nu, eu zic că nu e un calcul corect. Nu s-a vrut să lucra la el. O copia de undeva și... Mă rog, supuneți-l la vot, dacă vezi treceți-l, dacă nu, revizuiți-l că nu e în regulă. Păi cum? Atunci pune-mă staționar. Pune ora de staționar, ora de staționar. Zici și plătești. În schimb, tu ți-ai programat lemnul, două ori îți mai încărcă. Dar asta acum nu vezi în condițiile în care acel zis. Dar să zici că îi dai o oră, că ce vrei omul? Ea, normal, fiind basculă, în general lucrează cu balast, sort, nisip, ce are. O basculată și-o plecat. Dacă vrea cineva să o ține, acolo ca să facă în care agenții economici au mașini.
Na, și ei pot închiria, așa că nu-i musai să vină numai la concurență. Dar oricum trebuie să-i extraordinar. E extraordinar. Vă spun, iau. Pot să zici cu 2 euro de kilometri, dar nu... Mă, dar așa cum ați spus, hai să punem kilometri și să punem kilometri. Kilometri extern, 1900 acest lucru. 1 euro și 20. Păi și da, trebuie tot să o euro. E extraordinar, e calculația asta. Nu se face. De ce voi vă kilometru, nu? Vine de cerți și vine cu... Nu știu, 3-4 de kilometri. Chiar vreau să înmulțăm cu acel. Așa, așa. Dar chemați-o la care. Și până la ora de staționare mai puțin. Da. Mărim la kilometru și până la ora de staționare. Zic eu, nu știu. Nu, ideea și nu s-o ora de staționare de legătură. Îi pui la kilometru, dar trebuie să-i dai o jumătate de oră, o oră, se, care i-o dai la dispoziție, să-și pună mare. Dar, în general, ea făcut transportul principal, la Slovascula și-o plecat. El trebuie să-ți spună obligatoriu, n-are cum să-ți calculezi o oră de staționare fără kilometri făcut. Ba da, are cum să-ți calculezi. El îți spună, ți-l pune evine, că ai când faci la oră. Mașinare, mașinare, ca hotografia. Domnul Bărzan, Marian, să-ți încerezi să-ți pune la mine trece. Câți kilometri am, ne-am înțeles la kilometru s-a plătit. Nu, dar ai zis că la ore, dacă la ore. Nu la oră. Am zis la kilometru. Nu, la ore doar utilajele care au propulsie care se mișcă cu 20 la oră, acelea le iei la oră. Sau un buldo care lucrează staționar, sau un macara care lucrează staționar. Îi iei la oră dacă vrei să iei la oră. Dau un taxi, un utilaj, un autobuz, îmi vedești la kilometru la închiriat. La kilometru, la mișcare. La kilometru, da? M-aș la bacă. Câți kilometri am? Cât e prețul vieței? Atâta. Atâta am plătit. Asta nu e la bacă. O ia pe local aici. Pe local. Am treabă la Petrosul. Am 15 km. Da. 15 dus, 15 întors, am 30 de km. Ori 3-4 lei cât stabilești și am plătit. Nu v-ați plăcut, nici și-o plecat. De ce-ți mai pui și încă o oră în plus 35 de lei? Care dacă îl împarți după aia pe kilometru, v-am spus, ajungi la 9 lei. Ajungi la 2 euro, ceea ce îți plătești niște externe. Îmi pare rău, eu mi-am spus un punct de vedere. Faceți cum vreți. La local, la kilometri puțin, nu ești. Bine, luați-mi cât vreți, atunci nu mai simt. Dar să duci 20 de km încolo, dar stai acolo 4 ore și nu mai poți să mai folosești mașina aia. Și îți vine după aceea. Ești și tu unde ești? Cu 100 de lei. Taxezi ora de staționare. Păi nu poți să intri, n-auzi nume taxezi și ora de staționare. Și kilometri și ora de staționare. Dar nu o oră dispoziției. Bă, consider că trebuie să încași material. Îl dai jumătate de oră. Dar pe tău ora vreau să fie. Restul ce depășit de oră să plătești 70, pune 100 de lei de oră. Dar dă-i ora aceea. Băi, am ajuns până acolo. Atunci îi pui la kilometri distanță și staționarea în plus. Exact, ai depășit de oră. La dispoziție, stai pus marfa, plătești 100 de lei de oră, sau cât vreți voi. Da. Vă dai copii mai închiriezi, muncitori sau degeaba... Ei, dar trebuie să-i reglementezi. Ei, asta a zis foarte bine. Omul trebuie să fie organizat în clima în care ea, știi, s-a dus acolo, i-a încărcat într-o jumătate de oră, nu-i așteaptă că băiește ca în pauză de masă. Știi, mă duc să trag și un pui de somn și mai vin la trei. Deja, păi asta nu-i mare afacere din închirierea asta. Nu, deja, nu, dar nici nu poți să fie. Dar nici nu poți să fie. Nici nu poți să fie. Nici nu poți să fie. Nu trebuie să le zic ceva, dar vine cealaltă, vine cealaltă, degeaba nu spune. Eu vă spun, deja dezbatem de o jumătate de oră un proiect care e chiar foarte mic și foarte... Dați-i drumul cumva și nu mai... Ori respingeți-l și le cuiește. Nu e atât de important să o ore cu oră. La tractor, cât era la tractor închirierea? 80 de lei de oră? 65 de lei, da. 80 de lei știu eu că era. 20 de lei. Sau multă. Ora de staționare. Și cât e oră costă închirierea? Știi de ce? Pe tractor nu era pe kilometru, era de oră. Dar închiria cât e oră? E da, dar vorbim de alt utilaj. Păi alt utilaj. Vorbim de alt utilaj. Ala nu era cu... Nu fost, nu, din ultima, dar... Era... 65 de lei, dați spune, era o oră 65 și 20 de lei staționar. Stătea 4 ore, nu vedea de 1 milion. Dar tractorul e exact ca buldo, ca e cu oră, nu e cu kilometri. Băi, hai să o punem și masa atunci, ai pui kilometri la 2,5 la 3 lei, când ești. Hai să facem un caz. Și ceva de mai simți un 20 de lei pe oră, da? Bine, bine, bine. Acum la București la 700 de kilometri. Și știi că poate să aducă cu obloanele atâta. Dar nu-i cazul. Tu grosurești cineva cu 7,5 ori sau cu cât are. E cursă scurtă asta și lasă să se gata. Pe cursă scurtă, consumul e mai mare, îl poți mări. E vorba de kilometru, că-i puțin doi. E vorba de lămurire la... Calcul. Da, să fie capionat. Da.
asigurare este tot pe an. Și pe zi. Am două asigurările. Dar vedeți, calculele așa pornesc. De la an împărțite pe lune, pe zile și pe ore. Și am făcut un calcul pe ore. Noi înțelegem că pe kilometru intră doar combustibilul. Dacă îmi închiriază cineva autobasculantă, nu știu, la o anumită distanță. Și atunci este prețul pe kilometru. Și se reflectă în motorină și respectiv aditiv și... Da, iar pentru perioada când stă acolo și lucrează, nu știu, încarcă, descarcă, e un preț pe oră. Care rezultă din calculele cele din partea de sus. Da, e mare, totuși, știi, făcând un calcul la o oră, îți ies cam la 8-10 km. Dacă ai, dacă ai să bat un bici, nu? Cu buldo și stă și îl duce un kilometru și ceva, și mașina stă o zi de aia. La dispoziție. Ce faci? Pe lor ai dai, nu știu, de ei 5 km, dacă stă mașina 8 ore? Fii, bineînțeles. Cât mă sumă dacă stă? 8 ore, nu stă, dar merge un kilometru. Descarcă. Aia merge un kilometru, atâta. Te faci să zic, să nu faci un preț. Dați convine să iei bani doar pe... Nu, normal ar fi să iei bani pe consumat. Eu faci 30 de lor, dacă faci 30 de lor, ce? 20 de lei? Păi nu, am zis, dar punem la rup. N-ar fi... Eu tot să-ți fac 20 de lor. Și trebuie să mă pic. Ora de staționare. Un pic. Eu te-o zic, undeva la 20-25 de ora de staționare. Stați-o alea. Uite, aici, de exemplu, la salarii, 4.000 de lei. Păi stai că el nu ține o lună mașina la ea. Păi, domnul primar, toate sunt adunate, sunt împărțite pe zile și calculul așa este. Păi da, mă, la 4.000 de lei pe lună, împărțit la 20 de zile lucrătoare, înseamnă 20 de lei pe zi, 200 de lei pe zi. Este reflectat în partea de sus. Da, 2.600 lei de oră, asta înseamnă că el în 3 ore și-a făcut norma și mai lei. Stai puțin, dar nu mai din salariu. Vezi care ați fi plătit? Acolo nu mai la salariu. Amortizarea mașinii. Ai calculul pe oră, da? Ai salariu pus pe an, pe lună. Asigură-te, robinetele, amortizările, alte cheltuieli de întreținere. Asta este valoarea pe un an. Împărțit la 12 luni, împărțit la 21 de zile lucrătoare, împărțit la 8 ore pe zi. Și îți dă prețul ăsta. Aici vine prețul. În toate calculele astea. Iar la kilometru, ai nu mai ne-a la ulei, n-am mai pus ulei, hidraulic, de la pistoalele alea, de încărcate, scărcate și nu mai fac. Dar s-a zis că nu-i poate de poate. Dar nu-i stai, știi, am spus. Să supunem la vot, așa, vorba asta? Sigur că nu. Supunem la vot, proiect de hotărâre. Cu 2 din 2 din 1 și cu 6. Sunt adică bune, că ești până la urmă de apărat de la asta bune. Ora de staționare sau și și? Păi, de asigură și și, n-ai consigur numai ori de staționare fără kilometri. Noi ne-am uitat și pe la formă de bune. Tot așa. Deci Dărmăneștiul tot așa are doar. Pe kilometru și pe ori. Păi și eu nu știu cât o stație. Dacă mai sunt alte bune pe ea. Da, da, da. Și că vine să închiriezi în domnul Tumaț, nu vine să spune, vreau să închiriezi pe toate de ori. Și stă tu. Dar sunt eu. Acolo nu știu, dar nu stă de pot și mai stă cu unii ăsta pe proiect. Da, dar el are bărba dacă are. El dacă trebuie să meargă undeva la negru, da? M-a dat un exemplu. El nu are să fie oră până acolo. Tu iei bani și pe aia trebuie să fie de oră cât mașina e invers. Domnul Vărba. La kilometru, că se deplasează până la locul de unde lucrează. Deci nu, nu stă 65 de lei pe oră din momentul în care ea ieși din curtea primăriei. Nu, nu. Deci dacă se deplasează până la Bacău, de exemplu, nu? Pe deplasarea până la Bacău, la kilometru, iar orele de închiriere cât face treaba acolo, nu știu ce fac. Și tu de unde ați orele de închiriere? De unde știi? Nu știu. Deci dacă îmi calc o lună de închiriere, și spun că am nevoie de ea atâtea ore, atâtea zile. Și are dat mare diagramă. Și tu atunci aveți cât aveți și cât aveți. Auziți, a văzut că dacă făceai pe kilometru, îți era simplu, ai un consum de 30%, dar pe parcurs 20, dus 20, întors ai 40 de kilometri. 4 ori 3, 12 litri de motorină. Te-a costat 6,50 lei. Tu cât ai luat pe curs asta? Ai dus 5 lei. Că ia orice mașină, consumul nu vrea staționar. Am văzut la spătoare, ea nu are, vapara nu are absolut nimic. Și îi dădeai, după aia îi puneai de staționare. Dacă nu ești nepregătit și nu și vei ținut mașina pe loc, da, plătești. Ai avut 5 lei, ai luat 2 milioane pe curs, ai plătit 60-70 lei motorină, ai un profit de 1.300.000.
În rest, dacă ai ținut-o, da. Nu, doamna, au spus că 60 de lei sunt cu nu de staționare. Total, când a plecat, când merge, când stă, și 60. Nu, așa? Nu, deplasare. Că dacă se duce de aici până la Bacău, îi iau pe kilometru. 2 litri. La Bacău are lucrarea, nu? Ai spus, păi da, luați în calcul alta stai, mă scuzați că o deranjez. Nu vă deranjez. Dacă stați, mai ați făcut foarte rău, vă închiriez numai eu atunci. Că eu nu am nimic, ca numai balast. Mergi la Ibaia Sfântă, 5 minute și ai plecat. Nu plătesc nicio oră de staționare, nu? Și cu 2 lei, nu ți-a cumpărat nimic. Cu 2 lei, ce faci dacă nu stau? Nu stau, ca numai balast. Îl încarc, o plecat. Nu stai. Nu stă. Dar ajunge într-un punct de lucru. Da. De acolo faci niște curse. Nu. Acolo nu. Dar eu cum vă să duc balast la Bacău și la Ibaia Sfântă, 5 minute și am plecat? Mă duc în balast. Cu 2 lei de kilometru, nu ți-a cumpărat nimic. Ce-ai făcut atunci? De unde iei ori? Martina e vasconată. N-are la ce să stea. Eu sunt 5 minute de distanță. Eu pe așa am găsit, așa am gândit-o. Era sigur că dacă am așa copără nici... Eu dacă facem 100 de kilometri. Era dacă puneai și din momentul ieșirii din șcaturile alea, instalabil din momentul în care ieși din primărie, tu ai pus și taxa la copără nici o oră. Acolo ai să ne pisti preț, ia nu-i bine. Înțelegi? Acolo ai de la sărit rău. E scump. Ei pui la un preț normal, la un preț normal de transport. Așa a zis, și dacă vrei... Din momentul în care ieși din curtea primăriei, e taxată și la oră. Mi-a dat exemplu, comuna noastră atâta are, 20 de kilometri, cel mai lung transport. Orele astea... Că e mică, e puțin, acolo asta... Prețul pe oră să le reflecți în kilometru. Nu este vreț, am zis că... Păi 4 sau 5 kilometri și cu asta basta. Păi 5 kilometri, mă, proiect mai zic. Mai doamnă, 10 kilometri, 10 kilometri, nu pe tică. Păi, și mai dă 10 kilometri și cu 1 milion eu țin jumătate de mașină. Un cap, tai lemn, din grab, e așa. Nu. Păi da, ce v-am spus? Dacă s-a dus 20 ani. Așa, ce vrei și staționare, ia nu-i corect. Nu vrei, dar oricum nu se părește. Ești în fapt să nu se părește, e clar. Dar de mijloc. De ce intră în staționare? Timpul care speră. Care staționează o sănătate. Ai mai ești prețul de kilometri. De kilometri teoretic. Cu 60 de la oră ar trebui să iese un fel de oră, 20 km, sau jumătate de oră, nu? Și peste 30 de minute. Deci, domnul, orice atât dacă poți să pui 5 lei pe kilometru? Da, tu! Păi, 5 lei pe kilometru, 20 lei oră, 5 lei, așa. 2 lei ai consumat, le-am socotit ce ai consumat, te-ai dus, ai consumat 10 litri de motorină, 60 de lei, da? Că atât ți-a. Și tu ai încăsat 2 milioane pe 20 de kilometri, dus 20 de ori să ai 40. Ai făcut un profit de 1.400.000 și el a făcut cursa aia, trebuie să o facă jumătate de oră, dar are vici primar care să-l urmărească și să vină la timp. Dacă stă la țigări și la cafea, ți-o ține 2 ore și plătești omul. Faceți cum vreți. Mai atât, chiar nu mai zice, să plec în ședință că nu mai zice. Plătești și tu ce zic cu el, da? Nu, dar trebuie fixat și pe oră staționare. Da! Kilometru? Sigur, da. Băi, ce bun e să candidezi la un partid. Da, da, da. Băi, nu mai dai 25 la fondul altuia. Facă de acolo, da. Păi, dumneavoastră îmi propuneți dacă îl... Păi, dar trebuie iar gândit. Iar stăm în ceaptăm, fără de ceaptăm, discutăm. Da, o amânat. De acord pentru amânare? Da, ne facem studiu mai bine. Societățile de transport, ăștia sunt deja și ăștia autorizate. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre prin aprobare tariful distribuirea apei potabile. Domn Brânceanu. Păi da, orice. Ce, pe următoare fără pop? Trebuie să păsească pe ele mergele. La buget, iei de acolo, iei de acolo și punem la casă. Păi nu, dacă vreți, dacă nu. Infle de rând. Thank you.
Dar nu sigur, e o propunere. Îți duc de aici. Nu mai duce de doar aici. De ce? Dar trebuie să fie aici anume. Treaba din Matale, da? Și eu m-am raliat și vor tot mai mult să fac obiectivul respectiv. Iar și un proiect cu hotărâri prin care să stabilim modificarea prețului la de mici de alimentare cu apă, fără ca a avea avizul de specialitate de la NRSC. Nu uitați, nu uitați, nu uitați, că dacă am greșit odată, ar fi bine să mai greșim și a doua oară. Când am stabilit atunci prețul de 2,90 lei în înființarea serviciului, l-am stabilit ca ulterior, domnul inginer, să se ocupe de obținerea vizei și așa la fel. Ori legea spune clar și românește, stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, care se furnizează, prestează prin intermediul unei infrastructuri publice, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative teritoriale în baza avizului de specialitate eliberat de ANRSC. Ori o luăm de la capăt, am aprobat atunci că am zis că hai să vă înființa serviciul ca să plece cu 2,90 lei, nu știu ce, și abia ulterior o obțină și avizul. Nu știu de ce. Păi nu știu, dar și doamna secretară are obiecțiuni vis-a-vis din aspectul ăsta. Doamna nu dat avizul. Nu a dat aviz acestui proiect. Ce cauză de asta? Din cauza asta. Da, el a trimis documentația, a trimis documentația și probabil că două, trei săptămâni nu se vină și când nu se vină documentația... Ce-o punem la bun pentru respingere. Păi dar și dacă are vizul lui doamna secretară și credea să intre... Aia și ce fac de asta, dar nu este... Păi dacă el nu face... Ce-o punem la bun pentru respingere. Cine este pentru? După trei bani? Abține? Hai, cam la doi. Iată. Ia număr. Trecem la următoare. Ultima. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local venituri și cheltuieli pe anul 2019. Se aprobă rectificarea venituri și cheltuieli pe 2019 conform anexelor ce face parte din prezentul proiect de hotărâre. Aici e vorba de pentru a putea să începi un studiu de fezabilitate privind înființarea distribuției de gaze în cazul Asociației de Dezvoltare Economică Intercomunitare Protuș Gaz, cum se cheamă, am mai prezentat eu treaba asta, asociații care cuprinde Asău, Agăș, Usturoasa, Palanca, Ghimeș, Runca de Jos și Runca de Sus. Pentru treaba asta, din calculele care s-au făcut, e nevoie să stabilim o sumă de 130.000 de lei, care va costa studiile. În funcție de asta, ele, ați văzut de unde au fost aduse, 60 de la iluminat și 70 de la alimentare, sub capitolul transporturi. Transporturi, da, de la transporturi.
130.000 de lei de la Consecința. În cazul în care noi aprobăm treaba asta, putem încheia contract cu cine o să ne facă studii de fezabilitate privind alimentarea cu gaze naturale la nivelul comunei său. Consider că e o treabă destul de serioasă, fiind asociația această, asociație înființată, asociație intercomunitară, cu localitățile care v-am spus. Deci nu e numai său, ca să zicem, domnule, intră, nu intră, se clate, nu se clate. Treaba e serioasă și când e un proiect de, colectiv de asta, are prioritate. Altfel nu puteam să facem achiziția de serviciu, de studiu de fezabilitate, dacă nu aveam cifre în general. Sunt obiecturi? Supune la vot, apărcate spune. Da? Aprobare regevare. La rectificare de buget. Da, da. Cine este pentru rectificare? Împotrivă. Abține Dobovei. Nu abține. Abține de ziua regională de libercă. Diversă. Mai de ziua de externă la reșanderie. Alte probleme. Tu de ce nu te diversă. Alte probleme. Domnul Jovanașu. Da, ce să abțin? Oricum o să studiu. Faceți cuvântul, domnule. Faceți mai scrie cineva. Să spune că și la diversă și eu am diversă. La mai multe. Vorbesc cu numele cetățenilor de la Poda Baltea. Sunt foarte indignați. Precum că în zona aia s-au luat 6 case în totalitate, nu s-a făcut nimic. Mai la Bale, pentru un simplu motiv că s-a stricat un pic albia, s-a făcut proiect pentru regularizare. Acolo nu s-a luat nicio casă. Unde mai la Bale? La Soce. Punctul Soce. Acolo, acolo e vorba de reparația capitală a fondului respectiv. Și la noi acolo la Bale ce reparații? Că avem 15 ani de când înghițim numai minciuni. Ce reparații? Că acolo s-au luat 6 case în totalitate. Din fiecare dată când au venit oamenii, sunt oameni bolnavi acolo, inundați la fiecare adunare. Când se rezolvă situația și acolo? Nu pot să ies în gura vreți, mereu mă întreabă oamenii de ce la ei nu se face și da bani. E treaba de culoare politică. Care-i problema? Dar să fii sănătoși. Poate greși. Că nici nu știu ce-i vorbești. La nimeni doar că s-au făcut lucrări, doar că s-au făcut de regularizarea lui și ați ce-o fost cu de primărie. Dar dacă nu avem bani, nu știu ceva să trebuie ceva de spus. De asta. Ar fi frumos să costă trebuie avea ceva de spus. Că nu au să cedeți. Acum s-au de încerc de ceva. Nu, am văzut că ai bătut prea apropo la fond la Socia. Nu, codul la Socia nu poate depuse la PNDR 10 proiecte. Așa, din care s-o... În urma... În urma inspecției ISU... Dar eu contrăbăt de ce e lingua de voce numai poate fi folosit, adică... Aiurea nu s-o stabilit, că dacă era, făceam codul la noastră. Și acolo sunt 15 locuințe care folosesc codul ăla, nu numai 6 locuințe, așa. Și au fost... Dar am fost 6 locuințe și au luat în totalitate la pola parte, domnul. Noi l-am pus pe lista la PNDR. Nu ai fost atent, o întrebat de ce nu se face ceva la el. O, a fost un mai și nu, dar eu vreau să dau răspunsul că eu pot să propun că nu vedeți. Da, mă, dar asta mă întreabă de cine, domnul. Domnul, asta mă întreabă. Știu, da. Da, n-am spus nimic. Cum adică? A venit de 2-3 ore, am atunci venit comisii de la ISU, de la APE, de la SUMARI. Nu au bani, nu au bani, nu au bani. Dar măcar face problema un proiect, aveți aici, să stai, sunteți plătiți care munceți în primăria asta, dar în 15 ani, dar după ce am un proiect, dar chiar ne-am însăturat de atâta minciună, domnule. De vârstă, am mai nu sunt la nici proiect, nu s-a făcut. Domnul Dogariu. Ședințele anterioare, cu vreo 3 luni, am întrebat dacă în urma hotărârii, proiectului de hotărâre pentru adopție de apă, Lăsate în apa Său, Părtiniș și Strada asta, ce mănânc și-o mai rămas, dacă s-a început ceva, să facă un fel de demers? Nu este niciun program. Treaba asta din bugetul local nu putem. Nici o studiu, nici o analiză, nici de suprafață, nici de adâncime, nici de nimic. Nimic, da. Ăsta e un punct.
Cum apare ceva? Adică nu sunt proiecte europene pentru de apă, să înțeleg? Da, nici de apă, nici de asfalt, nici de nimic la ora actuală. Pe ce fir? Mergem la Iași. Că tot ne mai ducem cu documente. Și voi cu mine acolo. Ca să auziți, că dacă ne ducem la Iași, nu numai ducem trei hârtii. Trage de aia, doamne, ce-o mai apărut, ce mai... Vreau să știu dacă este o hârtie oficială vis-a-vis de retrocedările de păduri. Că, așa cum știm, în urmă cu 3 ani, hotărârea judecătorească scria simplu, câteva rânduri, a să retroceda suprafețele și exact tot ce scria hotărârea, fără alte argumente sau fără alte scuze. Avem o hârtie oficială din partea unei instituții care ne spune că nu avem voie, că hotărârea judecătorească de acum 3 ani, dacă nu mă înșel sau cât o fi, scria negru pe alb, a să proceda suprafețele prin fostul amplasament GICA. Atât spune. Da. Și acum, la nivel declarativ, nu tot ne spuneți. Oamenilor, ce să ne spunem? Ce aflu ei? Păi și când s-a discutat cu cetățenii la școli, nu a fost... Au fost cineva împotrivă să nu se dea pădurea? Ba nu, UP4 nu vrea să ia nimeni. Direcția silvică... Nu, dar oficial a spus direcția silvică că nu ni poate, dar ne puteți arda o hârtie în care direcția silvică spune... În altă parte? Nu, nu, o hârtie oficială, că direcția silvică nu-i de acord să ne dea. Da, domnule. Avem hârtie oficială? În UP4. Nu, dar avem o hârtie oficială pe care îi spun că nu vor să-l dea. Nu, că nu vor. Vă duceți în UP4. Nu, oficial o hârtie scrisă. Păi da, este o hârtie. Căutăm că e UP4 parte. Noi am făcut, domnule, în urma adunărilor cu cetățenii. La Bartea, la unii așa, și la Păltiniș. S-o stabilit, domnule, uite și direcția Silvii când îi pune la dispoziție asta, nu vrea UP6 geamă, UP4 Bartea și UP5 Petrosu. Așa. Lumea, pe bună dreptate, ce să iau, domnule, în UP4? Da, domnule, dar oficial... Păi ce e oficial? Oficial o hârtie în care Ocolul spune că nu vrea. Noi îi spunem că vrem UP5, să presupunem, sau UP6, că nu știu exact unde suntem. Da. Noi spunem UP5. Și ne arată oficial că scrie că ei nu vor. Vă arăta că hârtie că avem, nu vor? Avem în sensul ăsta nu, că nu vor. Asta este și asta luați, dacă vă convine. Nu, să ne transmit oficial, pentru că și hotărârea și de către asta... Mă, dacă te îngurzi, să vii la comisii. Dacă să zici că este hârtie, că numai în alea două... Nu este nicio hârtie. Nu sunt fibre, dar nu le-am făcut adresele de primul mar. UP5 Petrosu, UP6... Vreau să vă spun așa, eu am citit hotărârea aceea din hotărârea judecătorească. Și scrie punctual a să retroceda suprafețele pe fostul amplasament GICA. Asta spune judecătorul definitiv, da? Că noi n-am contestat, nu contesta nimeni. Oficial spune altcineva altceva? Păi nu, oficial. N-am făcut. Noi am făcut un răspuns. Știu că e filmat. Nu sunt filmat, domnule, dar eu fac filmat. Nu, domnule, că va trebui 3 ani și 2 ani să spuneți. Ce vreți? Și când a fost filmat? S-a spus și spus. Ai fost la adunările? Ai fost. S-o stabili că nu vreau UP4 nimeni? Vrem UP5. S-o făcut adresă că vrem UP5 și contul 4 UP6 și s-a. Și în aia a venit răspuns că nu se poate. Răspuns oficial avem noi că nu ne dă ei. Dar zic, nu-i tot, chiar în adevăr. Păi dacă îmi spuneți acum... Dar să-și avem timp și vreau să spune acolo așa clar, întrucât așa, s-au făcut pune acte de punere în valoare, s-au exploatat, nu mai e ce retroceda, doar cioate... Păi merge la judecător, nu primar, că judecătorul a spus că pe fostul amplasament GICA. Atare când vrei o problemă, stabilim, ai un telefon, băi nea, prostul, dacă vrem să discutăm, pregătește actele de la retrocedere. Păi da, mai, dar nu trebuie. Pe ședința viitoare. La fel zic eu, păi nu, de ședința viitoare. Bine. Conform legilor funcționare, comisia locală stabilește locul de retrocedare. Așa am stabilit. Nouă ni s-a spus că e acel proces pe rol. Vrem și noi de data viitoare. Să vină o hârtie oficială. Eu vreau altceva. Acel proces continuu. Eu vreau altceva. Comisia care se ocupă economic, nu știu care, să-și facă timp, că nu e plătită numai pentru 2 ceasuri de ședință. Să-și facă timp, punem la dispoziție doar documentele, dăm răspuns, întrebăm și pe alții și ne punem cap la cap. Așa, ping-pong. Ei, nu, 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 dar acum asta tot îți spuneți că-s filmat și eu am vreau cu tine. Acum cedința. N-ai ce să ai cu mine. Păi nu, dar el nu numai cu mine. Trebuie să ne dea o hârtie oficială. Primează și exprimă refuzul. Eu nu primesc lecții la matematică. Păi nu, domnule, dar eu spun ei trebuie să ne
Nu, eu nu am dat lecții sau te-am întrebat? E cam așa. Nu, am spus că ei trebuie să-mi dea o lecție. Dar de ce nu spuneți înainte, domnule, vrem să vedem asta? La următoarea atâtea ori. Vizionare. Nu am spus ședința viitoare. De ce nu le-a dat un telefon? A spus că nu avem nicio hârtie. Ei au spus că nu ne dă. Dar oficial, să spun oficial, nu ne dă. Următoarea ședința, după eu documentat. Domnul Puiu. Nu, dar n-a terminat, mai aveam o problemă, dacă mă lași, mai aveam un punct. Cu gunoiul selectiv, da? Mi s-a spus că trebuie să scoatem 30% să facem selectiv. Oamenii întreabă și pregunul dreptate și-au pus borcane într-un sac sau într-un doberob, așa, și vede mașina care vine și divarsă toate acolo. Cum vrem să încurajăm selecția gunoiilor? Ca să ne scadă prețul? Ce facem, limărim taxa la care o dată pe lună, mația și mația, acum era pe uliță la el. Mie mi-a spus o persoană. Arapa, uite așa om. Tot. O persoană a zis că și-a văzut agentul economic cu magazinul, care și-a scos saci cu plastic, omul a făcut selectiv, cu sticli, cu tot ce a fost, ei l-au luat și l-au trântit în aceeași mașină. Nu trebuie scos în aceeași. La noi așa se pune toate domnului. Cât avem selectat până acum? Zic eu am. Hai ca să ne înțelegem, dacă vorbiți bine, că nu ne înțelegem. Am ridicat problema cu noi și amintiți-vă că am spus atunci că pe 26 august a fost prima dată când am constatat că containerele de selectiv erau pline, cel puțin alea de sticle, cu deșeuri de sticlă și cele cu deșeuri de plastic și metal. În data de 8 am vorbit eu cu domnul Vici, am sesizat, domnul primar la ședință l-a sunat pe domnul director. Domnul director a zis că vine o dată pe lună și am zis mulțumesc frumos pe pământ când vine pe lună, nu mă mai interesează. Au reușit marea performanță să vină marți. Acum. Deci marți dimineață, eu am văzut mașina de gunoi, am rămas surprins, am zis am uitat de ocază, e marți, e joi și lucrul așa, vine mașina de gunoi și m-am uitat de curiozitate în mașină, exact ceea ce se sesizează domnul Tocari. Și plastic, la o altă. Amintiți-vă când mi-a zis, sau domnul Viciu mi-a zis, că dacă cumva în containerul ăla de sticlă găsește și altceva, gata, îl mă ia. Păi da. Păi și atunci... Oamenii au muncit, noi discutăm acolo între vecini. Doamne, dar nici eu umbla marți pe uliță, pe la Ciupei, uite așa, eu veneam pe acolo. Da. Pe la Iebii. Și ce găsește la poartă, să uite. Ia o mașină și nu vin pentru plastic. Trebuie să vă întreb dumneavoastră, poate să întreb pe domnul Vici. Cum facem? Ce eforturi facem ca să selectăm, ca să ne scadă taxa la domnul Iudat Dumnezeu? Sau nu cumva conștientizăm că va fi mai mare? Dacă păi nu, dar deja vreau să vă informez că la începutul lunii aproape s-a încasat, s-a cărat gunoi exact în tot anul trecut. Noi nu ne mai acoperim cu banii, degeaba le-am făcut scris, degeaba le-am trimis. Poliția locală a început iar acum să umbli cu răsucit, tomberonul, să-l caute, să vadă ce răsucit. Toată lumea scoate toate. Nu mai deschideți subiectul poliției locale de sarea lui. Nu definitiv. Eu pas înainte. Eu pas înainte. Mai câte unul acolo. N-are mare numele. Da, nu rog, mai are mare numele. Mai aveam tot în urmă cu două ședințe, în urmă cu două luni, vă întrebați cu școala și care a fost plătit de către generalul de poliție locală și spuneați că se recuperează banii. Așa aștept, s-a recuperat. Că spuneați că spuneați că dovada recuperării banilor care eu știam. Eu știu că s-a recuperat. Mie nu-și vedem. Și atunci ce ala? Probabil la el... Mulțumesc cu el. Da, deci în afară de când gunoiul l-am elucidat, îmi place că îmi rămartează aproape lună de lună cu un client atașat de bomberonă de gunoi individual la fiecare gospodar, care îi spune că trebuie să selectăm, colectăm selectiv, așa, și dar ei poate să cumpări și, dar știind, în schimb, dacă primăria a notificat că nu au venit să ridice la tine, așa, să pui ei notifică de noi că au scris iarăși gunoiul, mă fost domnul Sertor, pentru un sat de oameni care nu știu să vreau să ridice noi. A doua problemă pe care vreau să o ridic este, am făcut o verificare asupra modului în care s-a venit o hotărâre. Acum, că trebuie să vină. Dacă doar la care vin să uită și iar începe. Am făcut o verificare asupra modului în care se aplică hotărârea pe care am luat-o noi cu acordarea acelui stimulent pentru fiecare naștere. Am verificat și nu de luna trecută, dar am așteptat că nu vorbesc cu doamna Merușcă și am zis că să vorbesc cu doamna Merușcă.
Constat că sunt o serie de greutăți în aplicare. Legate, în primul rând, de regulamentul pe care, din păcate, noi l-am aprobat, fără a-l gândi mai profund așa. Se întâmplă următorul fenomen. Dacă la un număr de 26 de cereri, din care spunea doamna Mirușcă, 26 de cereri de acordare a alocației de stat pentru copii, pentru că ăsta e singurul control pe care îl avem în nașterile din comună. Vin la primărie să solicite alocația de stat pentru copii. Și abia atunci li se explică că pot beneficia de acest simulent. Din păcate, domnule, este foarte târziu. Trece acele 30 de zile pe care le-am stabilit noi în regulament și omul nu poate să mai beneficieze de acest simulent. Mori, nu face de 100. Deci aici vreau să spun, asta ar fi un aspect. Al doilea aspect este cel legat de faptul că noi am cerut documente justificative. Pentru iarăși o problemă. Am discutat cu foarte mulți părinți, deci de la lungă am vorbit cu doi părinți, am discutat, care se așa pe următor, domnule, eu mi-am cumpărat căruțul, l-am cumpărat înainte de a se naște copilul. Nu mi le-am capul, pentru că de-a copilului nostru copii în 5 septembrie și eu l-am cumpărat în august, ce să fac? Deci, probleme de aplicat. Rog colegii, cei doi colegi. Nu știu dacă colegi în termen, în proiect, să spună că n-am voie să vin cu factura de la... Hai să vedem la... cu două luni de zile cumpăra căruțul înainte de naștere. Nu știu dacă este pus așa ceva proiect. Hai să renunțăm la toate primele ideale. Singurul criteriu să fie certificatul de naștere. Ce mai e? Logica bunului să spune că dacă ai cumpărat căruțul, își trebuie cu factura și să te contează. Nașterea, mai am pus, sunt și familii mai puțin așa, care pot să ia bani, să plătim bine. Așa am zis, da, asta se face. Dar ideea este că n-alea trebuie să fie o mare de șare, cât să știu. Nu, deci, el primește una mare. Așa am dat la criterii și a zis, gata, deci eu aici am venit cu ideea asta și cu propunerea ca cei doi colegi care au inițiat. Păi, când crezi, poate. Poate mai analizează cumva, mai discutăm și în cadrul comisiilor când ne mai întâlnim, da. Și aducem ceva modificări. Aici este destul de dificil. Un lucru înamărât poate să primească de la cunoștințe, de la oameni care vor să au copii și primește renunțe și toată asta, da. Și nu cheltuie în luna aia pentru el să-și ia un căruț. Eu îi dă un căruț care merge în campagiu. Și nu vă supărați, nu trebuie căruț pentru primele 2-3 luni. Să dăm acel exemplu, să dăm acel exemplu pentru naștere. Deci, 30 de zile, sunt oameni care nu știu de ce să dăm naștere în 3 săptămâni. Sunt născut acel lucru. Nu vin să ședici certificatul naștere, dar păi să depun acte. Și dacă lăsăm mai 30 de zile și tot după aceea... Nu se poate. Atunci, ședința viitoare, și ne discută cu aminte, se va confirma. Deci, asta, să mai analizăm, domnul. Noi am venit cu propunerea, el a fost supus spre analize, la teori se modifică și așa a trebuit. Nu se poate face la fel. Din tot cazul. Ce m-a stat de supus? Informația asta nu se numește la toate variante. Da, să rămâne de la analize. La ducerea la îndeplinire. Și cine are o altă la problemă? Aia, 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 aia. Domnul Pui, Mariu. Suntem în prag din 1 noiembrie. În primar, rugămintea mare este să ne încercăm să ne organizăm atât de bine încât în ședința din noiembrie să... Cel târziu la ședința din noiembrie să discutăm modul de organizare a zilei din 1 decembrie și a evenimentelor în decembrie. Pentru că dacă ne trezim iarăși că în noiembrie să vedem ce facem din 1 decembrie și ce aia și ceilalți și noi ne-am hotărât nimica, e jar. Un aspect. Un al doilea aspect, haideți să încercăm să găsim o soluție prin care să oamenii de afaceri din comună poate sponsorizează cu ceva bani și ei aceste evenimente, că nu sunt evenimentele primăriei, sunt ale comunei totuși. Dar cine iubesc? Deci eu spun că dacă se vrea, se poate. Nu ne dăm nouă. Eu spun că dacă vrea, se poate. Sume modice, dar mai scutește bugetul local de cheltuielile. Poate mergi cu un primar. Merge tot primar, eu n-am spus. Auziți? Eu merg. Și zici că ăla e primar. Domn primar. Dar nu refer. Dar eu nu mă refer
la întreprinzătorii care plătesc taxa de drum, nu mai repede. No, dar să fac eu și care alții? Care alții? Nu mai avem societăți. Doamna Florin, la bagaj. Noi trebuie să găsim contra, imediat dăm contra. Ne-am pus o dată la poartă la aici. Dacă plecăm de la premisa asta, dacă plecăm de la premisa asta, eu vă fac o propunere. Așa cum nu am organizat nici zilele comuni, nu mai organizăm nimic de la întâi. Păi dacă așa punem problema, domnul Dorel, am încercat, eu întreb, ai încercat în mâna aia? Cum se poate la o comună, că tot vă dă exemplu, domnul Dogariu, mereu pe Ofeana, domnul Dogariu, tot dați exemplu. Eu vă încurajez, mergeți și strângeți bani, așa, vă țin și cum vii. Da, nu că te iau și pe tine. Deci, tot dați exemplu, de parent Ofeana, și aia nu plătesc, că aia fac. Eu vă spun, lăsați-mi, nu vorbesc de aia de drum, tot trageți cu drumul. Eu nu vorbesc de la cu taxa de drum. Eu am un fost coleg care are un mic magazinel în comună. Are un mic magazinel și contribuie la fiecare eveniment. La zilele doftenii, când au fost în vară, acum la sfârșitul lui august, au contribuit cu bani. De asta este, când vine primarul și spune, se desfășoară activitatea aici, foarte bine. Ai auzit cumva de protecția consumatorului? Ai auzit, nu? Mulțumim! Deci, în principiu, organizarea e o treabă importantă. La care am zis... Dar de ce să strângi dacă aveam bani? La care am luat bani. La care dacă îți bani de ei, băi... Foarte bine, dar nu încheiau eu sunt. Avem nouă familie care împlinesc 50 de ani de căsătorie, tot împuținează. Și am zis cu ocazia asta, s-o dată cu două mătării comuni, nu mai facem cu anul nou, când ce e balamugă, s-o afară, e balamugă. Nu, ne uităm cine mai ieși în decembrie, că poate vezi Viorica deja să uită, că 1-2, și zic să o băgăm cu ocazia. Și acum o ultimă problemă, cu asta am terminat. Cu bani de la primărie acum, de la bugetul local, poate mai face niște analize la izboarele astea? Am făcut. Da? Astăzi am făcut și astăzi s-a dus la două oară. Că deja au început să apară discuții. Au început discuții vis-a-vis de starea izboarelor din oraș. Păi și la noi, nici o frântână nu corespunde public. Nici corespunde, nici izboarele astea. Nici la Gheorghe Abate, nici aici. Câte frânturi de acolo? Câte frânturi de acolo? Am fost cu domn Vici și cu un băieț, am pus un curățat pe ție și acolo. Să vedem acum, au dat iar probă. Dar vreme când frântările în publice, nu să fii sigur și am auzit 5% din frântările din Ionzapă. O tras iar apa la frânturile publice, am dus la analiză, l-am rugat și am curea la noi. Mijloc apropiat, noi avem o problemă cu informarea cetățenilor, în primul rând, vis-a-vis de acest proiect. Care? Nu, eu am discutat doamna mea. Păi din câți au fost? Din câți au fost? Ei informează, le spune. Deci, ce vreau să vă spus? Vi s-a spus fiecăruia. Dar din păcate vin și declară solicită, pentru că alocația se dă și retroactiv. Vin și după 5 luni. Că se dă și retroactiv la alocație. Vințați gazeta de asta vorbim. Deci aici e pur marea problemă. Unii vin foarte târziu, alții vin fără documente justificative, alții înțeleg ce vor. Am avut o situație în care înțeles că doar pentru primul copil s-a părat acesta. Deci ca urmare, așa am înțeles eu. Când l-am întrebat eu de aici. Domnul Manel. Așa am înțeles. Ce să iei, mă, de tornare. Gata, domnul. Deci în părte, în părte. Dar problema și reacția mea aici. Nu mai este. Nu mai este. Nu mai este. Nu mai este. Îi vedem genița închisă și o punem la bot. Mai stăm sau nu?